Vă salut, dragi prieteni! Suntem în data de 1 august 2023 și, după cum vedeți, am ieșit la nouă partide de pescuit. Pentru cei care nu recunosc munții din fundal și terenul, pot să vă spun că sunt în apropierea comunei Jvinița, pe locul pe care eu l-am botezat locul cu vidrele. Nu știu de ce, dar locul ăsta cam în permanență e liber. Pot să vă zic că am fost până la podul satului inițial, am vrut să văd dacă prin loc acolo, bineînțeles că era ocupat, n-aveai nici în stânga, nici în dreapta podului, nu se putea sta. Și am venit aici la vidre. Probabil lumea evită locul ăsta tocmai din cauza vidrelor, pentru că, așa cum v-am zis, eu am pățit toată o fază în care vidrele m-au lăsat fără pește și mi-au găurit și coșul. Însă chestia asta nu mă descurajează, așa cum am zis, eu vin pentru relaxare. Pentru mine asta e în primul rând și în al doilea rând peștele. Acum e frumos să prind și pește, nu zic că nu, dar știți cum e. Nu e obligatoriu. În orice caz, ținând cont că știu ce se întâmplă de la PF2 în jos, am zis să fac așa, escapadă și de la PF1 în sus. Practic, acum cota apei este normală, suflă cam tare vântul, deși prognoza astăzi era cu vânt slab și apa e un pic cam tulbure din câte văd eu. Am de gând să stau până mâine dimineață, cred, și o să testez terenul pe aici, să vedem ce mișcă și dacă mișcă. Am găsit aici două crăcane înfipte, semn că au mai pescuit și alți pescari pe locul ăsta. Însă, deși vreau să bag în partea asta două lansete, nu o să le mai bag pentru că a venit pe apă o chestie așa ciudată, e un soi de buștean cu două smocuri de iarbă înfipte în el sau ce, parcă ar fi pieile roșii ascunse după un butuc. Și apa curge cât de cât, nu prea tare, dar totuși n-aș vrea să bag o lansetă în partea asta și să mă trezesc cu ea, că mi-o bag în butucul ăla, că acolo rămâne. N-ai cum să o mai scoți. Eu știu. Poate o singură lansetă, dar totuși nu vreau să mă risc. Așa că, vrând nevrând, o să le bag pe toate în partea asta, la altă, în dreapta. Două sunt deja în apă, am pus viermuș și am zis că să testez terenul așa până mă apuc eu să fac nada, să ce mai trebuie pe aici. Și văd că am mai dat în partea asta că sunt trei grămezi de pietre, așa folosite drept suport pentru lansetă. Pentru că ultima dată când am fost aici am prins o grămadă de ciortănei, m-am gândit să încerc la crap, așa că de data asta voi folosi o nadă 3 mix natural aroma, deci amestec 3 arome naturale, wild carp de la Feeder X. Miroase foarte frumos nada asta, chiar îmi place. Și o să mai adaug un pic de carp magnet, o cantitate mică, nu mult, așa. Trebuie să vă zic că rețeta asta n-am inventat-o eu, am preluat-o chiar de la Lucian Fiat, care îl consider un maestru, chiar un specialist, să pricepe, el a recomandat modul ăsta de preparare. Și așa că au un adaos de la mine, o să-i pun și câteva pelete, că am eu de amblat cu peletele. O multe, tot așa, să fie acolo pe val. Umectarea trebuie făcută treptat. Deci, umeziți așa cât de cât. Lăsați nada să tragă. După aia mai umeziți iară dacă e cazul și tot așa, de câteva ori, dacă e nevoie de câteva ori. Pentru că știu că nada asta trebuie să fie foarte colantă. Odată ce ai pus-o pe metod, ea trebuie să stea acolo minim 20-30 de minute. Deci, dacă e făcută cum trebuie. Și cum nu vrem o nadă care să se împrăștie ca să aducă mărunțișul acolo, merită să acordați atenție acestei părți, umectarea, da? Parcă țăcăni ceva la asta. Hai să vedem și primul pește. Ori mic, ori fugi. Dacă de la ailalt. Nu știu la care să
Nu-mi dau seama. Asta e mai moale lanseta și oricum și un pește mic pare dita mai bălăoana. Dacă mai aveai și ceva iarbă, cred că luai. Da, păi să putea. Iarbă e sigur, nu știu dacă e și pește. Este și primul pește, în sfârșit. Da, mic, mă, frate, ce... Cărășel, ăsta nici nu merită să... Oh, sper să fie o întâmplare și... Să intre mai mare asta, să-i fost așa. Hai să o vedem și pe asta, că totuși... Ceva, parcă mișcă și aici. O, e bine aici așa să dea din ăștia mărunți, că toată ziua stai și alegi cu limba scoasă după ei. Molineta asta hârșcă de la ultima ploaie de la PF2. N-am mai curățat-o și asta. Iar, sigur am iarbă. E iarbă pe fund, nu s-a ridicat iarba. Înainte aici vedeai iarba la suprafață, vedeai altceva. Da? Iarba e sigur, vedem dacă e și pește. Al doilea pește. Da? Ia să vedem. E și un pește. Ba, nu se poate. Iată. Exact ca frățiorului dinainte. Hai de capul să plec. Doamne! Babușca! Ic! Ic! Extraordinar. Mic și ăsta. Mic. Și mic. Mic. Mic și mic. Mitic. Acceptabil. Am în apă 4 lansete, 2 aici cu pop-up, ăștia 2, e una acolo pus în boschetul ăla care e cu viermuș, cu ucigașa de caraș, 2 cârlige, și m-am una pusă jos acolo, nu știu dacă se distinge, aia o țin de azi dimineață cu boabe pe fir de păr, 2 boabe pentru cap. Problema e că, așa cum ați văzut până la ora asta, nu prea mișcă decât grădinița mici, mici și foarte mici.
mă scot în sărite. Asta poate din cauza că am pop-up-urile mici, de 5 mm, cârlige fine de 12, dar problema e că și pe viermuș se întâmplă aceeași chestie. Deci orică dai cu viermuș, orică dai cu râmă de bălegar, orică dai cu pop-up-uri mărunte, nu mă cărășești, că până acum am dat drumul la vreo 2 kg așa. Mă rog, o parte am filmat, o parte nu, că n-avea sens să... Așa că m-am gândit să improvizez ceva și aveam o montură cu metod pentru crap. Edita mai cârligul, se vede că e un cârlig mare de crap. Și am zis că în loc de boilis, că tot n-am boilisuri la mine, să pun un pop-up inițial. Am luat montura și am pus-o într-o găleată cu apă să văd cum se echilibrează cu cârligul și nu a ținut. A trebuit să pun și al doilea pop-up. Acum am două pop-up-uri, ăsta e galbene de usturoi și ăsta roșu e de căpșună. Amândouă sunt fumigene. Amândouă țin cârligul așa cu vârful pe sol, dar fără să-l ridici. Eu zic că e ok. O să încerc și chestia asta. Până fac timp, că deja s-a lăsat căldura și mai vine să urc pe panta asta în sus acum, până fac timp să mă duc la mașină să găsesc un pop-up de dimensiuni mai mari. Poate am pe acolo ceva, nu știu, că am tot felul de chestii, nici eu nu mai știu ce am și ce n-am. Și o să încerc și chestia asta cu speranța că o să selectăm cumva garaj mai mari sau eu știu, poate intră și vreun crap, nu știu, că bă, ăștia mici deja mi-au scos pere albi, ce să vă zic. Ia să vedem și pe ăsta cu iermuși. Am doi. Iarba corespunzătoare, da? Știe. Pic. Merge și la aia. Ai cum, la trei lansete deja te nebunesc de cap, ciortănici, Doamne. Cărășei ăștia. Nu poți să faci față și să stai și în soare să prinzi cât de o șchioapă, nici atât. Parcă nu merită efortul. Asta vine și tot cu iarbă în cap. Bine că nu, eu știu acum mai fi pește, dar iarbă e sigur. Ia uite cât a smocul. Ia uite și peștele ascuns acolo, cum? Ha. Poate. Asta mai e cum e, dar totuși. Două tenane în baltă și... N-ai văzut. Țăcăne la ele disperare deja, mă enervează. Ar fi mai mari, nu mi-ar părea rău. Cu ăsta la altă. Sigur că e. Vino mă încă, ia uite, să mă ieși încurcă rapid.
Iarăși. Mai e și gălăgius. Du-te, planet, și tu. Valea ușor pe aia din dreapta, ia uite ce dănea de frumos, bun așa, bun, bun. Hai să sucesc ăsta să vedem ce scoatem din apă, că până la urmă asta e important, nu? Da. Acum se arătă până acum, labă mișcare. Chiar stau și mă întreb dacă merită să mai rămâi la noapte pe aici. Deci pe ăsta să vedem cât de mare e, că poate totuși o fi mai mare, deși mă cam îndoiesc. Aha, hai că vine, vine. Oh, 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 ăsta e gras. Stai mă cu minte. Ăsta e mai de la fan. Ia uite, nu pot să... Ia uite. Cât palma așa, un pic mai mare ca palma. Poate o intra cu pe seară mai barosan, dar eu știu ce să zic. În orice caz, mă așteptam să intre bucăți mai mari, ceva. Ăsta vine tot cu iarba în cap. Parcă e mai altuit, mi se pare mie. E și iarba. Nu vă gândiți că e bucată la chil. Altuit deja mai mare ca palma mea, un pic. E Benson, cum zice un tovarăș de-al meu. Asta e. Ia să vedem. Dacă s-au mai rărit și trăsăturile, e cam 7. Ai cum, frate, decât așa. Încă unul așa, cât palma. Acceptabil. Da. Nu prea sunt mulțumit.
Este trecut de ora 7:30 seara și așa cum v-am spus în cursul filmului, în cazul că nu o să prind bucăți mai mari, așa în sensul că 2-3 la kilo acolo, o să strâng sculele și o să plec pentru că n-are rost să mai rămân. Deja partida, chit că a fost scurtă, a devenit foarte obositoare. Deci nu știu dacă a durat 12-13 ore, ceva de genul. Mai mult nu cred că a durat și din 12-13 ore eu nu știu dacă am stat pe scaun mai mult de 3 ore. Vă spun sincer că am prins la 80-90 de cărășei, să nu le zic bucăți, să le zic cărășei. N-au vrut să crească în talie de nicio culoare, cât am insistat eu să schimb pop-up-uri, să pun porumb de două feluri. Am avut porumb din ăsta bonduiel mărunt, așa și crocant, dulce, foarte bun. Am avut porumb din ăla mare, la conservă din aia de sticlă, de ungurească, știți, la borcan. Și nici nimic, crapul nu s-a atins de ea, cărășeii nu s-au atins de boabele de porumb. La viermuș pe seara au început să intre tot din ce în ce mai mici, așa că am scos lanseta aia. Baza a rămas pe pop-up-uri. Am încercat chiar și trucuri, în sensul, cum am făcut la porțile de fie 2, am încărcat metodul cu mămăligă, am zis că poate vrea așa. Nimic. Tot mai bine am mers pe nadă de data asta, în sensul că erau trăsături, dar ca și mărime, nu au vrut deloc să intre ăia mai mari. Asta e situația. Acum nu avem ce să facem. Eu mă mulțumesc cu ce a căzut. Începând de pe la ora 3 după amiază, am început să strâng peștii pe care i-am prins. I-am mai sortat din mers, nu i-am luat chiar pe toți. Pentru că m-a sunat un prieten și a zis că decât să le dau drumul, mai bine să-i dau lui. Și adevărul că aveam o datorie la el mai demult, tot i-am promis că îi dau, că îi fac, că îi dreg și... Acum am avut ocazia. Haideți să vedem cu ce am rămas. Deci, pe total, ca și distracție, n-a fost rău, dar a fost obositor, așa cum v-am zis. Dacă vreți să veniți aici să pescuiți de dimineața până seara și dacă aveți răbdare, la feeder puteți să luați 5-6 kg, chit că sunt mărunți. Dar, na, așa cum am zis, eu nu vin ca să mă pricopsesc, mă mulțumesc cu ce cade, mai am aici 2,5-3 kg, cam așa, mai mult nu e. Cam asta e, vă doresc fir întins, vizitați site-ul Pescar Mehedințean și nu uitați să vă abonați.